Expoziții cu vânzare a celor mai renumite soiuri de căpșuni cultivate în Polovragi, concurs de tarte cu căpșuni și spectacole de muzică și dansuri populare oferite de ansamblul Cheile Oltețului. Toate acțiunile au fost reunite la primul festival dedicat parfumatelor fructe. Doamna Cornelia cultivă căpșune de mai bine de 30 de ani și spune că, deși comuna este recunoscută pentru cantitatea și calitatea bună a fructelor, de la an la an eforturile oamenilor sunt tot mai puțin recompensate. La socrii mei am găsit cultură de căpșuni și în continuare în fiecare an am menținut, deci am arat unele, am pus altele noi, de puțin timp, cu puțin timp în urmă am adus și soiuri diferite de căpșuni în afară de cele care existau cu multă vreme înainte. Pe vremuri când am venit eu erau centre de colectare, sigur că da, și acum mai vin firme care se... Nu, și e foarte rău în privința asta, pentru că oamenii se descurcă foarte greu, am cere un sprijin. Piața de desfacere reprezintă o problemă pentru toți agricultorii din zonă, în ciuda indicațiilor date de autorități de a crea asociații. Un om poate, dacă are o marfă un pic mai urâtă, poate să o dea spre sucuri sau spre dulceață. Deci cerem totuși sprijin pentru valorificarea produsului. În Polovragi, 80% din populația comunei se ocupă de cultivarea căpșunelor, aceasta fiind principala sursă de venit a oamenilor. Peste 80% din populație se ocupă cu cultivarea căpșunelor. E un mod de existență, să zic așa, dar e și multă muncă, au și satisfacții, într-adevăr, când recoltează, depinde și de timp, de ploaie, de mană, de mai multe, dar una peste alta sunt și satisfacții. La eveniment a participat și o delegație venită din Republica Moldova. Avem 164 de femei primari în toată Republica, ceea ce depășește cu mult rezultatele pe care le aveți dumneavoastră în România, căci aveți cu mult mai puține femei primari decât noi, dar totuși aveți femei care muncesc și sunt exemplu pentru noi. Cei prezenți la prima ediție a Festivalului Căpșunelor și-au procurat fructele la prețuri de producător, dar au primit și sfaturi pentru obținerea unor dulcețuri de pomină direct de la gospodinele din zonă.